Eu nu pot decât să o felicit, să-i mulțumesc că în decursul ultimilor 10-12 ani, când o știu eu, a reușit să persevereze și să obțină aceste rezultate artistice plastice, care sunt laudabile pentru ea și prin ea și pentru activitatea din județul Ialomița. În continuare, am să-i dau cuvântul criticului de artă, Amelia Dică. Stimați invitați, doamna Marcela Smereanu a apărut relativ recent pe scena artei ialomițene, dar este o prezență constantă în ultimii ani în cadrul filialei Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Slobozia Ialomița. An de an, în ultimii ani, a participat cu lucrări, dar a urmărit și atent activitatea colegilor de presă. S-a integrat în această activitate în mod admirabil, mai mult decât atât, anul acesta și-a desăvârșit și studiile masterale. Și de câte ori a apărut în expozițiile din Galeriile Arcadia, a venit cu o lucrare legată de lumea vegetală, dar într-un alt fel de discurs vizual, care implica o nouă abordare în funcție de căutările personale. Expoziția de astăzi este puternic influențată de lucruri de bază ale demersului care privește cercetarea plastică. Cu toate că natura și-a lăsat afrenta în mod profund asupra discursului său vizual, Marcela Smereanu, în funcție de sensibilitatea proprie, reevaluează pe suprafața bidimensională anumite fragmente de natură, anumite elemente care se pliază foarte bine pe conceptul său artistic. Putem să vedem în această expoziție tablouri care sunt mai accentuate legate de picturalitate, dar folosind picturalitatea, încearcă să o rescrie, să o redescopere și într-un discurs grafic. Vedem foarte multe lucrări în care linia este foarte tenin folosită, în atât pe învățături, ea capătă valențe plastice deosebite și întreaga gamă de elemente de limbaj plastic, de mijloacele de expresie, spun în evidență conferirea domniei sale în domeniul formei. Forma aceasta legată de vegetal oferă oricărui artist plastic o modalitate infinită de abordare, iar Marcela Smereanu încearcă cu fiecare lucrare să redescopere ceea ce noi, în mod obișnuit, nu vedem cu ochiul liber. Pentru că omul obișnuit observă natura în datele ei generale, însă Marcela Smereanu caută o funcție de sensibilitatea cromatică, de sensibilitatea compozițională, de preceptele de școală, de ceea ce a acumulat ca artist plastic în timpul uceniciei artistice, în timpul studiilor superioare de specialitate, și vrea să ne demonstreze, să ne arate și nouă, cât de frumoasă este natura. Doamna Marcela Smereanu și-a început în mod glorios demersul sau dragostea pentru artă, la liceul pedagogic, a avut profesor pe Victor Mircea Nistorescu, cel care a avut o impresionantă expoziție personală înaintea acestei expoziții, dar mai târziu studiile superioare și le-a desfășurat sub direcția urmare a domnului Gheorghe Petre la Universitatea Ovidius din Constanța și după aceea studiile masterale. Acest drum al evaluării artistice care s-a întâmplat în ultimii ani se vede în această expoziție și atât studiul a plecat asupra unei forme, asupra unui element, dar și lucrările în stadiu de evoșă constituie concepția sa și opțiunea sa plastică. În plan câteva lucrări care sunt, eu le recepționez ca fiind lucrări în stadiu de evoșare, pentru că și evoșarea am văzut că este preferată de mulți artiști, dar și studiul a plecat asupra unui element sau asupra unei probleme de cromatologie, se află în vizorul său direct. Este o expoziție care evidențiază un artist care a muncit foarte mult în ultimii ani, pentru că o astfel de expoziție se face greu. Un artist lucrează mult la un tablou sau poate ideea să-i vină dintr-o dată, fără sub imperiul muzei, impactul asupra pânzei să fie unul efemer, dar de forță expresivă. O felicităm pe doamna Marcela Smereanu și este o realizare pentru domnia sa această expoziție. Felicitări!
Marcela Smeanu ne prezintă această suită de lucrări, care eu sunt convins că va rămâne ca un reper în activitatea domniei sale și la care de foarte multe ori are să întoarcă gândul la unele dintre aceste lucrări ca date de pornire pentru alte repere sau alte cicluri de lucrări care sunt convins că au să va fi consacrată pe în activitatea plastică, nu numai a județului Arnița. În continuare, îți dau cuvântul Marcelei. Mulțumesc mult! O să încep cu faptul de a vă mulțumi că sunteți astăzi prezenți într-un număr atât de mare alături de mine, la expoziția personală. Lucrul acesta a fost anunțat anterior de mass media locală și în felul acesta vreau să mulțumesc pentru că de acum 3 zile în ziarele locale evenimentul acesta a fost anunțat și iată că astăzi, atât la solicitările mele, dar și la faptul că ați aflat de lucrul acesta, sunteți azi prezenți în număr foarte mare alături de mine. Așa cum spuneam cu și antevorbitorii mei, am marea ocazie să fiu aici la Galeria Arcadia după ce a prezentat profesorul meu din anii de liceu, domnul Mircea Nistorescu, cel care și-a încheiat activitatea cei 43 de ani de activitate și am zis că poate nu este întâmplător acest lucru, fiind eleva lui în promoția 79 la Liceul Pedagogic. Mai târziu, în 2005, am terminat Colegiul de Institutorii de SEL, unde pe partea practică activitatea mi-a fost coordonată de profesor dr. Gheorghe Petre, colegiul ce aparținea de Universitatea Ovidius Constanța. În 2010 am terminat Facultatea de Arte Constanța, iar anul acesta, în iulie, studiile de masterat cu specializare tehnica peisajului și figurii. Pot spune că în toate lucrările mele prezentate astăzi aici, am căutat să prezint o serie de fragmente din natură. Și aș putea spune eu că arta nu este o copie a naturii, ci o decizie fermă de deformare a ei și am încercat prin tot ceea ce am prezentat astăzi aici să vin cu aceste fragmente și imagini din natură. Un citat al lui Pablo Picasso spunea așa, dacă pictezi, închide ochii și caută. În general, fiecare artist trebuie să caute, trebuie să exploreze și în momentul în care încearcă să așeze pe hârtie, pe șevalet, pe pânza respectivă, trebuie să așeze simțămintele proprii, ceea ce simte în acel moment. În lucrarea mea de licență și de disertație, recursul la natură a fost obiectivul meu principal și pot spune că am încercat să realizez compoziții în care să folosesc elementele de limbaj plastic, linii diferite, tușe, pata de culoare, dar și mijloacele de expresie plastică, în așa fel încât toate lucrările mele prezentate în acest mic material să redea frumosul și tot ceea ce există frumos în natură. Eu am găsit prin lucrările mele o sursă de plecare, deci de la natură, și am încercat să realizez aici ramificate și inflorescențe, o serie de structuri vegetale dinamice și statice, fie cu un centru sau mai multe centre de interes, lucru care a fost spus anterior de doamna Amelia Dincă. De multe ori, ceea ce vedem în tablourile prezentate, la o primă privire, ai senzația că în unele tablouri trebuie continuat, că cel care privește poate vedea și dincolo de tablou ceea ce pictorul sau, știu eu, artistul a simțit în acel moment. Toate aceste imagini realizate de mine le-am văzut ca o trecere de la suflet la suflet.
acea încărcătură emoțională a fiecăruia dintre noi și așa cum știu eu, muzicianul încearcă să așeze reportativ notele muzicale în așa manieră încât în momentul în care vor fi interpretate să fie o melodie plăcută, așa și artistul plastic încearcă să așeze pe șevalet culorile care să încânte și să sensibilizeze pe cel care le privește. Motivul ancorat în lucrările mele este cel din universul real, imediat, direct, iar caut să mă regăsesc permanent în fiecare lucrare a mea. Ca tehnică de lucru, în majoritatea lucrărilor am folosit tehnica acrilic, deoarece această tehnică oferă o luminozitate și culorile sunt spectaculoase și faptul că mai are și alte proprietăți acrilicul de se usucă mult mai repede, dar am și câteva lucrări în tehnica ulei și în tempera. Vreau să mulțumesc pentru realizarea primei mele expoziții personale, în mod special domnului președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, domnului profesor dr. Petre Gheorghe, care m-a ambiționat în bun fel și mi-a călăuzit așa pașii pentru a face această expoziție personală. De asemenea, vreau să mulțumesc doamnei director Roșca Doina pentru faptul că mi-a pus la dispoziție acest spațiu și așa cum spunea și domnul director Gheorghe Petre, aici sunt o serie de evenimente și această expoziție o să stea pe parcursul a 2 săptămâni.